face ceva. Ce mai deschis, în special. Trezi. Trăiți domn primar. Trăiți și dumneavoastră, domnul președinte. Domnul președinte. O să vedem. Uite, ați adus ceva din structura templului, nu? Să-și trei date jos în gara Roma. Trebuie să-i zici. Ce? Între stată adunare. Încep prin a vă cere scuze pentru faptul că am întârziat cât am întârziat. Din motive obiective. Vă mulțumesc că vă aflați acum aici la acest trist eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, în speță a evreilor ieșeni din trenul morții, care se îndreptau spre lagărul la Cărăraș, cei morți fiind debarcați întâi la Păduioaie, după aceea la Târgu Frumos, mai după aceea înainte de Roma la Mircești, Iugani și Săbăoani și apoi la Roma. Câteva cuvinte despre evrei romașcani, cu vechime de 600 de ani pe aceste meleaguri, s-au împăcat bine cu ceilalți etnici minoritari și populația majoritară, fiecare aducându-și contribuția la bunul mers al societății, la evoluția societății, la dezvoltarea orașului și a împrejurimilor, fiecare cu meritele sale, cu uneltele sale specifice, ca să mă exprim așa. Anii celui de-al doilea război mondial au adus norii negri și asupra romanului, cum a fost asupra întregii români. Evreii au avut foarte, foarte mult de suferit. Perioada este cunoscută sub numele de Holocaust. Ardere totală, nimicire totală în traducere. La roman nu am avut pogrom. Dar la roman au fost absolut toate componentele noțiunii cuprinzătoare Holocaust. Două, trei exemple. Foarte mulți evrei au fost trimiși în Transnistria, s-au întors foarte puțini. Toți bărbații abzi de muncă au fost trimiși în detașamente de muncă obligatorii. Cei rămas în oraș au fost obligați să poarte steaua lui David, galbenă, pe fond negru, când erau în trecere prin oraș. Evrei au fost dați afară din funcțiile publice, absolut toate. Copiii evrei din toate școlile, din tot învățământul au fost dat afară. Cu toate acestea s-au găsit și oameni de omenie care au permis evreilor să aibă o școală de băieți, o școală de fete și chiar pentru puțin timp un liceu. Pot să aduc și mai multe alte exemple în legătură cu suferințele evreilor în anii Holocaustului. Eu personal îmi aduc aminte foarte multe. Au fost însă și evrei ajutați de neevrei. Țin minte la noi acasă, venea o femeie dintr-un sat apropiat, care din când în când aducea și ea ce avea, un litru de lapte, un kilogram de cartofi, o mână de făină de porumb și așa mai departe. Îmi aduc aminte că un capitan, prieten cu o familie de evrei, care avea o tipografie, a luat tipografia pe numele lui, dar a rămas tot la evrei, dar tipografia funcționa pe numele lui. A venit însă și ziua de 3 iulie 1941. Trenul morții, pornit de la Iași, a ajuns în gara romană. Erau vremuri groaznice, temperaturi foarte mari, evrei înghesuiți câte 120 într-un vagon în care
aveau aer, dacă aveau, pentru că și ferestruicele erau închise. Sau îți iau gemete. Și atunci, președinta Comitetului de Crucea Roșie, doamna Viorica Adarici, nu s-a lăsat până când nu a intervenit sus de tot și a obținut ca vagoanele să fie deschise, morții să fie dați jos din tren, cei vii să fie spălați, să fie hrăniți, să fie hidratați. Comunitatea a fost informată și imediat a strâns în pripă ceva alimente, ceva îmbrăcăminte, ceva medicamente. Fapta doamnei Viorica Adarici a rămas pe veci cunoscută. Cei din trenul morții care după aceea au povestit tot ce a făcut doamna Adarici și astfel a ieșit personalitatea doamnei Viorica Adarici. Foarte mulți vorbesc despre doamna Viorica Adarici la Roman, așa după cum despre alții, să vorbesc în alte locuri. Statul Israel i-a acordat doamnei Viorica Adarici înaltul titlu de drept al popoarelor, iar municipalitatea, primăria Roman, a declarat-o cetățean de onoare. Imediat după război și doamna Adarici, la rândul ei, a avut de suferit. Fiind într-o familie boierească, isolat, bineînțeles, toată averea, s-a stabilit domiciliu forțat, băieții arestați și ei, pentru că erau fii de boieri, și mai activaseră pe la o ambasadă străină și așa mai departe. Atunci a intervenit Federația Comunităților Evreiești, centrul nostru de la București, și au stabilit o pensie viageră. N-avea de ce să trăiască. Viorica Adarici a fost și înmormântată de Federație, i s-a făcut un mormânt, o piatră din mormânt, mai spune monument, și așa s-a sfârșit anii de viață la București, alături de copiii ei, care și ei au fost cum au fost în suferință. Astăzi, la Roman, suntem puțini evrei. Cu toții ne aducem aminte de perioada dinainte, facem rugăciuni an de an la victimele morți, la moșenintele morților, îi pomenim numele, ne rugăm pentru ca Dumnezeu să-i aibă în pază, să-i odihnească. Aprindem lumânări, facem rugăciuni și ne rugăm ca asemenea lucruri să nu se mai repete. Domnule președinte al comunității evreiești din Roma, domnule președinte al comunității evreiești din Iași, doamnelor și domnilor, prezenți aici la un moment de comemorare. Într-adevăr, sunt lucruri triste despre care s-a vorbit astăzi, pentru că ele reflectă lucruri de tristă amintire, lucruri care s-au întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial. Și iată că aici, la Roman, au fost momente în care anumiți oameni s-au putut ridica la noblețea sufletească a unui comportament altruist, patriotic, dar în același timp aceste momente, din păcate, au fost ridicate pe suferință. Ne bucurăm că au existat astfel de oameni, dar ne pare rău că au existat astfel de momente, că nici animalele n-ar fi trebuit să fie transportate sau să aibă o astfel de atitudine din partea unor semeni ai lor. Eu am trecut vara trecută pentru o experiență, într-o excursie pe care am avut-o în Austria și Germania, și am putut vedea un lagăr din timpul celui de-al doilea război mondial, reabilitat prin fonduri europene. La acel moment am avut așa o revoltă, de ce se cheltuiesc bani europeni pentru a aduce la lumină unele clădiri, unele locuri care aduc aminte de asemenea grozăvii. L-am vizitat și vă spun că atât eu, cât și împreună prietenii cu care eram, acolo ne-am trezit la un moment dat că avem pe obraj lacrimi doar din ceea ce vedeam acolo, lucruri reabilitate și care ilustrau exact așa cum s-au întâmplat evenimentele în cel de-al doilea război mondial.
Ulterior mi-am dat seama că acea reabilitare este de bun augur. Intrarea era liberă și erau grupuri întregi care veneau și vedeau. Și atunci, într-adevăr, am zis da, trebuia făcută această cheltuială pentru a scoate la iveală un loc al terorii, al morții, pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete niciodată în istoria omenirii. Iată că și aici la Roman astăzi comemorăm un asemenea eveniment care a adus multă tristețe în sufletul oricui evreu sau neevreu, dar care este om. Încât nu putem decât să ne plecăm cu pioșenie frunțele, să fim solidari cu cei slabi, cu cei care au suferit, cu cei care au fost năpăstuiți și să fim o voce puternică, să fim cu o atitudine pragmatică și în același timp fără echivoc, în care să sprijinim orice inițiativă ca astfel de lucruri să nu se mai repete pentru nici unul din popoarele lumii, pentru nici unul din oamenii care viețuiesc în societate, în comunități. Așa încât cu tristețe evocăm acest moment, cu părere de rău pentru faptele care s-au produs. Am mulți prieteni și în România și în afara României, din comunitatea evreiască, oameni pe care i-am simțit alături, oameni cu care ne-am sfătuit, oameni cu care am discutat, cu o atitudine deosebită și nu putem spune decât că avem un regret pentru ceea ce s-a întâmplat, avem un respect pentru cei care astăzi nu-și uită morții, comemorează și avem o dorință ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Respect tuturor și împreună trebuie să fim uniți, împreună trebuie să fim în respect pentru diversitatea și pentru tradiția și obiceiurile fiecăruia, dar în același timp împreună să fim solidari pentru ca omenia să rămână într-adevăr scrise cu litere de aur, așa cum am fost lăsată de la începuturi. Dumnezeu să-i odihnească, să-i aibă în liniște și pază, iar nouă să ne dea sănătate și putere să veghem ca astfel de lucruri să nu se mai repete. Doamne ajută! Doamne ajută. Mulțumesc frumos, domnule primar! Domnul vice! Da. Domnul vice al Federației noastre, domnul nostru central. Vă rugăm! Da. Stau cu mare emoție în fața acestor două grupi comune, unde sunt înhumați 413 evrei. Eu v-aș ruga să vă gândiți la chinurile în care au fost omorâți acești oameni și pentru că n-aveau nicio vină alta decât că erau evrei. Deci vreau să vă spun că se discută multe, se interpretează foarte multe. Aș vrea să clarificăm pentru toată lumea ce înseamnă Holocaust. Popoare omorâte și populații omorâte în diferite țări și în diferite locuri, inclusiv în România, de vecini, de alte state din apropiere, au fost de-a lungul întregii istorii. Dar Holocaust, deci ce înseamnă acest Holocaust? Dorința lui Hitler, că de aici s-a pornit, de a se găsi un țap ispășitor de situația economică care era înainte de al doilea război mondial, cu crize economice, lipsă de locuri de muncă, de care Hitler s-a decis să-i facă vinovați pe evrei. Nimeni altcineva decât evrei. S-a găsit și în România Antonescu, care a îmbrățișat aceeași teorie. Deci ceea ce s-a întâmplat cu acești oameni din trenurile morții din pogromul de la Iași a fost numai începutul exterminării evreilor din România. Ca să înțelegeți fenomenul, trebuie să vă spun că am fost la Braunschweig pe 3 mai anul trecut
în momentul în care 5 asociații creștine au comemorat victimele evrei din Braunschweig. La ora actuală, în Braunschweig nu mai există niciun evreu originat din Germania. Vreau să vă spun că cu lacrimi în ochi, o serie întreagă de oameni creștini și-au cerut scuze de la evrei, evrei fiind numai eu acolo, de fapt singurul evreu care am participat la acest marș, la care au participat ceva între 400 și 500 de cetățeni din Braunschweig și din împrejurim, și-au cerut scuze că au omorât bunica una alta și-a cerut scuze pentru o mătușe care a fost în SS și-a omorât evrei. Braunschweigul, nu știu dacă știți, este orașul unde s-au creat și unde se creează și acum tancuri, camioane, armament, muniție și care la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, aviația americană și engleză au ras complet tot orașul de pe suprafața pământului. Tot orașul este refăcut. Nemții sunt foarte bine ordonați, au arhive foarte bine puse la punct și protejate. Când mergi prin oraș, vezi construcții din 1200, nu știu cât, construcții din 1400. De fapt, toate sunt construite după 45 și refăcute. Ce nu este refăcut? Singurul obiectiv nerefăcut din Braunschweig este sinagoga evreiască. Acolo s-a făcut un sarcofag de beton, s-a făcut un gard și pe gardul ăla sunt plăci comemorative cu istoria evreilor din Braunschweig. De ce vă spun toate astea? Pentru că e o mare diferență între un război, între niște crime și Holocaust. Și aș vrea ca noțiunea de Holocaust să fie înțeleasă ca un fenomen unic și, de fapt, dacă încercăm să rememorăm memoria acestor victime, o facem nu atât pentru cei morți, că nu îi mai ajută cu nimica, o facem ca să trezim conștiința oamenilor că în aceste momente de criză, și acum trăim o perioadă de criză de tot felul, economică, lipsă de locuri de muncă și așa mai departe, este foarte important ca lumea să cunoască istoria și să nu repete greșelile. V-aș mai spune un lucru, poate pe unii o să vă șocheze. Totalul victimelor imputat evrei, conform raportului Comisiei Wiesel, o comisie de 52 de specialiști istorici din toată lumea, consultând toate arhivele, se impută regimului Antonescu, inclusiv victimelor care sunt aici înmormântate, între 380.000 și între 280.000 și 350.000 de morți, în care intră inclusiv deportările în Transnistria. Cu uimire mai aflu de la unii și de la alții că Antonescu a salvat evrei. N-a salvat și nici n-a avut intenția să salveze. Și am să vă arăt un document care l-au avut toți evreii. Îl arăt de câte ori am ocazia. Ăsta este recensământul pentru locuitori având sânge evreiesc. Acest document era foarte galben și foarte, este cu număr, că toți evreii aveam un număr. Declarantul Paul Schwarz, eu,
Eu aveam la data aia 30 mai 42, 2 ani și 2 luni. E data aici ștampilată. E completată de maică mea, e vizată de poliția locală cu semnătură și ștampilă și de centrala evreilor din România. De ce s-a făcut acest recensământ? Nu trebuia până la sfârșitul războiului niciun evreu să mai trăiască pe teritoriul României. O să mă întrebați eu cum m-am salvat. Am să vă spun cum am salvat, de fapt, că după 4 luni, 4 jandarmi și am cea mai veche amintire de la 2 ani jumate, cred că nimeni n-aveți amintirea, aceasta văd uniformele jandarmilor și căciulile care le aveau. În octombrie 42 ne-au scos, ne-au trimis în Transnistria, dacă trăiesc, trăiesc, mulțumită preotului creștin ortodox Mihai Manoliu din București, care ne-a scos din Transnistria și ne-a ascuns în podul casei lui, unde am stat mai mult de 3 ani ascuns. Deci, nu vă spun povești, vă spun ceea ce este adevărul. Un holocaust evresc în România nu poate să mai fie, pentru că numărul evreilor e atât de mic și de neînsemnat. Totuși să persistă în a se spune, evreii conduc România, evreii conduc finanțele mondiale, etc., etc. Toate sunt bazaconi. Am văzut cifre, de exemplu, câți evrei lucrează în băncile americane, câți evrei sunt în conducerea băncilor americane. Cifrele sunt total nesemnificative raportat la numărul populației din America. Încerc să vă spun toate astea, că ar trebui cu tot să fim foarte vigilenți, repet, în condiții de criză, oricând se poate declanșa un necaz, să nu-i zic ce, un necaz, și un necaz odată început se amplifică, se amplifică, se amplifică și sunt necazuri multe. Eu mă rog la Dumnezeu pentru odihna sufletească a celor răpusați, omorâți, nevinovați și mă rog ca conducătorii actual ai lumii, ai lumii și cu sprijinul tuturor populațiilor să facă tot ce este posibil ca în lume să se încerce să ajungă la înțelegeri, la pace și să se evite pe viitor asemenea crime monstruoase. Hamtzei menucha nechona al chamfei ashekina bemalot kedoshim techorim vegiborim yezohar arakia maschirim et nihishmat hakdoshim v'hateorim shechumtu v'shenehergu v'shenishchatu v'shenizrafu v'shenitbeu v'shenechetku al kiddush Hashem bahavur shebli neder eten tzedaka be'at haskarat nishmoteichem v'ganeiden techem enuchatam לכן בלכו רחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים. ויצרור, ויצרור החיים, את נשמותיכם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיכם, ונאמר Amen. Amen. Doamne plin de îndurare, care tronezi în înălțim,
fără să-și găsească o odihnă adevărată sub aripile prezenței divine, în rândul celor sfinți, curați și puternici, care strălucesc precum flacăra cerească sufletele celor sfinți și curați, care au fost uciși, asasinați, arși, înecați și sugrumați într-o sfințire a numelui Dumnezeu pentru amintirea sufletelor lor.